Medicii de la Maternitatea Roman au avut marea surpriză ca de sfinții împărați Constantin și Elena să se aducă pe lume prin operație cesariană o fetiță cu o greutate de 6 kg, care s-a adaptat, cum era de așteptat, ceva mai greu la viața extrauterină. Este a doua naștere la o mamă obeză și hipertensivă. Eveniment fericit, că văd că vorbim numai de lucruri mai puțin plăcute, care a avut loc chiar în ziua în care se sărbătorau sfinții Constantin și Elena, deci în data de 21 mai, la secția de obstetrică ginecologie s-a născut un copilaș cu greutate de nici mai puțin, nici mai mult de 6.000 de grame. 6 kilograme și 6 grame. Fetiță. Este un caz mai rar. Am mai avut în istoria secției de obstetrică ginecologie, discutând cu doamnele doctor, copii cu greutate mare, macrozomi, cum îi numim noi, dar cel puțin în ultimii ani, de când sunt și eu la Spitalul Roman, nu am mai auzit cu greutate de 6 kilograme, 5 kilograme și jumătate fiind maxim. Cezariană? Cezariană, pentru că datorită greutății copilului era mai greu de dus nașterea naturală. Nu știu să vă spun, o să mă interesez. Lungimea copilului 56 cm. Copilul a fost născut la termen. De regulă, copiii macrozom dezvoltă nenumărate complicații după naștere, fiind necesară urmărirea lor o perioadă mai lungă. Am discutat cu doamnele doctor din secția de neonatologie, care îl urmăresc fetița, pentru că, deși acești copii au o greutate mare la naștere, au o adaptare dificilă la viața extrauterină, fiind pasibil de a dezvolta niște complicații de genul hipoglicemiilor, hipocalcemiilor sau trombocitopeniilor. Bineînțeles, se verifică periodic valoarea glicemiei, așa cum am mai spus, fiind copil cu greutate mare la naștere, dar în momentul de față am înțeles că fetița s-a comportat bine la viața extrauterină, s-a inițiat alimentația parenterală și alimentația cu lapte de mamă și funcția renală este bună, copilul este ținut în continuare sub observație. Mama nu avea diabet, este într-adevăr o doamnă cu o greutate mai mare, cu obezitate și hipertensiune. A fost suspicionată s-a verificat glicemia, s-au făcut toate testele pentru glicemie, dar glicemia este normală, deci nu este o persoană cu diabet. Conform declarației medicului neonatolog Madlena Țubucanu, toți copiii cu astfel de greutate la naștere au reflexe mult diminuate și a fost nevoit să-i se pună imediat perfuzie. Dar deja după 3 zile de la naștere, fetița este stabilizată, începând să fie alimentată cu biberonul. Starea copilului și a mamei sunt relativ bune. Și primul copil al acestei mame a avut peste 4.000 de grame, deci a fost tot un copil macrozom. Mama a spus medicilor că celălalt copil, care are în prezent vârsta de 4 ani, are o dezvoltare normală, ceea ce o face încrezătoare că și fetița aceasta va avea o evoluție ulterioară bună.